Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre și sunteți prezenți la această conferință de presă care este organizată de către noi, împreună cu Consiliul Județului Galați, partenerul nostru tradițional pentru cele două manifestări pe care le organizăm în fiecare an la Galați. Vreau de asemenea să vă spun că acest lucru e prilejuit și de faptul că în continuare vom avea o manifestare dedicată Zilei Întreprinzătorului din România, pe care o sărbătorim ca de fiecare dată în județul nostru. Și de asemenea să vă prezint pe cei care, dar de fapt nici nu mai e nevoie să vă prezint, că îi cunoașteți, vedeți că avem aici și călăreții care identifică fiecare persoană prezență în fața dumneavoastră. Și cred că va fi o conferință de presă interesantă. Mulțumesc și domnului președinte Fotea și domnului Gianu și domnului Puteanu și tuturor celor care astăzi vor fi prezenți la această manifestare extrem de importantă. Nu suntem în campanie electorală, știți că campania electorală începe de mâine. Nu ne interesează. Am avut grijă să ținem cont de acest lucru și să nu amestecăm apele. Îmi face o deosebită plăcere să rog pe domnul Gianu să prezinte punctele pe care vrea să le abordeze și cuvântul dumnealui pentru dumneavoastră, după care pe domnul Fotea, pe ceilalți și să urmeze sesiunea de întrebări și răspunsuri, așa cum este normal la o conferință de presă. Vă rog. Bună dimineața tuturor, Hristos a înviat. Mulțumim, domnul Filimon, pentru că de fiecare dată ne aduceți la Galați. Mulțumim domnului președinte Fota, domnului primar Puteanu, pentru găzduire și parteneriat. Astăzi avem un eveniment în care personal voi prezenta memorandumul mediului de afaceri cu privire la alegerile europarlamentare. De fiecare dată, Consiliul Național al IMM-urilor a venit în fața mass mediei, în fața mediului de afaceri, în fața publicului general, cu documente și materiale suport pentru fiecare dintre evenimentele majore care urmează. De data asta am realizat împreună cu colegii noștri, în cadrul unei campanii europene, un memorandum al mediului de afaceri cu privire la alegerile europarlamentare, memorandum pe care îl vom lansa astăzi oficial și îl vom transmite tuturor candidaților și partidelor politice în perioada următoare. Așa cum spuneam, este o campanie europeană. Deci în toate țările Uniunii Europene este această campanie de lansare a acestui memorandum al mediului de afaceri, un memorandum care se bazează pe 4 piloni și care are o serie de aproximativ 32 de măsuri. Cei 4 piloni sunt stabilitatea și predictibilitatea cadrului legal pentru IMM-uri, crearea unui ecosistem de afaceri capabil să facă față provocărilor generate de digitalizare, tranziția către o economie verde și competiția la nivel global, resursele umane calificate și cu competențe digitale și finanțarea inițiativelor antreprenoriale. Două, trei lucruri o să vă spun, pentru că oricum voi prezenta acest memorandum în cadrul evenimentului lărgit de astăzi, la care vor participa și reprezentanții ai mediului de afaceri. În primul rând, faptul că mediul de afaceri își dorește ca în perioada următoare Uniunea Europeană să nu mai suprareglementeze. Pentru că deja avem un număr de inițiative din perioada 2019-2024 și noi solicităm ca în perioada următoare, de fapt, să implementăm, să avem câteva analize cu privire la impactul acestor măsuri, analize de tip ex post. În egală măsură cerem viitorilor parlamentari și viitoarei comisii europene să se gândească cu atenție la ceea ce înseamnă întreprinderile mici și mijlocii și să aplice acel principiu european care spune think small first, adică gândiți mai întâi la scară mică, pentru că reglementările au un anumit tip de impact asupra companiilor mari și un alt impact asupra companiilor mici.
De altfel, în acum 16 ani a fost pus în aplicare ceea ce s-a numit la nivel european Small Business Act, adică un document care cuprindea o serie de 90 de politici europene, foarte multe dintre ele transpuse în legislația noastră națională și eu în perioada, mă rog, au trecut deja 10 ani, în perioada în care am fost ministru, am pus în aplicare foarte multe din reglementările. De altfel, a fost ultima oară când legea IMM-urilor a mai fost avută în vedere. Am pus în aplicare câteva măsuri cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, din care v-aș da un singur exemplu, și anume testul IMM. Adică de fiecare dată când iei o măsură, când propui o lege, o ordonanță de urgență, o hotărâre de guvern sau orice tip de legislație, trebuie să faci un test IMM. Trebuie să vezi care este impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii și felul în care ei pot să absorbă aceste reglementări, pentru că, așa cum spuneam, impactul e diferit asupra întreprinderilor mici și mijlocii. În perioada, și asta ne dorim în continuare, o revitalizare a acest Small Business Act și a principiilor din acest act european. Cred că o noutate pe care o propunem în acest memorandum e reprezentată de analizele ex post. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că poate suna un pic tehnic. Pentru noi e foarte important ca, odată ce o reglementare e pusă în practică și mai ales cele de la nivel european, să se facă analize cu privire la impactul pe care aceste reglementări le-au avut. De foarte multe ori, când se legiferează ceva, spunem, am făcut o lege foarte bună pentru întreprinzători, pentru mediul de afaceri, după care mergem mai departe. Dar nu ne uităm asupra impactului acestei legi. A ajutat ea cu adevărat? Care au fost costurile de conformare? Cum sprijinim cu adevărat mediul de afaceri? Și acest lucru este cuprins în documentul nostru. Mă opresc aici pentru că voi prezenta pe larg acest memorandum în cadrul evenimentului de astăzi. Mai aveți două materiale în mape pregătite de colegii noștri de la analize și prognoze de la Consiliul IMM-urilor, și anume felul în care se fac investiții în inovare în mediul de afaceri, și o să vă rog să preluați și acest material. Sigur, în materiale separate, așa cum le construiți dumneavoastră, pentru că noi ne arătăm îngrijorarea asupra inovării, mai ales în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Dacă una din 5 companii mari inovează, proporția la, adică și anume 20%, proporția la IMM-uri este de numai 8% și acest lucru este extrem de îngrijorător. Așa cum avem și o analiză cu privire la evoluția producției industriale în trimestrul 1-2024 și am constatat că există o scădere în ultimul trimestru, de fapt o scădere constantă a prețurilor producției industriale din septembrie anul trecut până în acest moment. Sigur că putem interpreta și în mod pozitiv că au scăzut prețurile la energie, pentru că aveau o componentă foarte importantă în prețurile producției industriale, dar dacă ne uităm, spre exemplu, că au crescut prețurile la medicamente, nu știu cum ar trebui să interpretăm acest lucru. Mulțumim frumos încă o dată domnului Filimon, domnului Fotea, domnului Pucheanu, pentru găzduire și vă invităm, sigur, la evenimentul de astăzi. Mulțumesc. Domnul președinte, vă rog să ne adresați. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să vă felicit pentru perseverență. Vreau să le spun venit celor doi prieteni. Deja nu mai sunt străini de Galați și de colaborarea cu Galațiu, a domnului Ișianu și a domnului Fudulea. Împreună cu primăria, împreună cu IMM-urile, este o tradiție la Galați să facem această întâlnire. În primul rând vreau să vă felicit, să-i felicit pe cei de la pe domnul Jianu, pe domnul Fulea și pe domnul și pe echipa și domnului Filimon, pentru că subiectul abordat sau tematica abordată este una care, din punctul de vedere, cred că ar fi trebuit abordată de acum 4 ani sau de acum 10 ani în urmă, pentru că România este o țară membra a Uniunii Europene și trebuie să fie armonizată cu legislația europeană, dar în același timp și antreprenorii din România să aibă aceleași drepturi și obligații ca și cei din afară, astfel încât și ei să poată să aibă un acces mai facil, să spun așa, la ceea ce înseamnă și programe europene și fonduri europene, pentru că
este și foarte bine o infuzie de capital de 2 milioane sau de 3 milioane de euro într-o întreprindere mică, înseamnă foarte mult. În momentul de față vreau să-i felicit pe cei care au rezistat cu stoicism tuturor avalanșelor, pentru că ultima perioadă nu a fost o perioadă tocmai facilă pentru ei, cu creșteri de prețuri, cu creșteri la energie, cu pandemie și toate domeniile au fost afectate. Mă bucur să aud că domnul Jeanu spunea că, într-adevăr, au mai scăzut prețurile la energie și asta ajută mediul de afaceri și pentru că este câteva minute, o să mergem acolo în sală unde o să dezbatem mai pe larg subiectul ăsta. Pot să vă spun că mă bucur pe Consiliul Județean și cu siguranță lucrul ăsta îl confirmă și o să-l confirme și colegul meu, domnul Cucheanu. Am reușit să aducem fonduri europene, să aducem bani europeni la Galați, pentru că motorul dezvoltării sunt instituțiile publice. Nu poți să ai un mediu de afacere solid dacă nu ai instituțiile publice care să fie alături de mediul de afacere, pentru că degeaba accesează Consiliul Județean proiecte de 1 miliard, de 2 miliarde de euro, dacă nu ai un mediu de afacere sănătos, solid, ca să poată să implementeze și să cheltuiască acești bani așa cum ne-am propus. Încă o dată le spun bun venit celor doi la Galați și succes în subiectul ăsta abordat, pentru că, într-adevăr, din punctul meu de vedere, trebuie abordat mai dinainte, dar nici acum nu e târziu. Mulțumesc mult! Rog pe domnul primar Cucheanu. Mulțumesc, domnule președinte, dragi invitați, bine ați venit la Galați, la nu știu câta oară. Sunteți de acasă, așa cum a spus și domnul președinte Fotea. Am să încep prin a felicita această entitate națională, pentru că chiar dacă nu totdeauna recunosc ca om politic de data asta, am apreciat partea politică sau poziționarea politică cumva sau uneori antagonică vis-a-vis de standardul sub care eu și cu domnul Costel Fotea luptăm, ca să mă exprim așa, dar vreau să apreciez că domnul Jeanu își ține o linie extrem de corectă când vine vorba de ceea ce reprezintă și pe cine reprezintă, nefăcând rabat niciodată de coloratura politică care se află nici la guvern, dar nici la nivel local. Lucrul acesta cred că îi dă credibilitate pe de o parte și arată că această organizație nu e una politică, prin urmare nu pot decât să-l felicit atât pe dumnealui cât și pe domnul Filimon, că își țin liniile corecte pentru a reprezenta, de ce nu, în mare parte, industria românească. Revenind la subiectele locale, mă uitam acum, spicuiam câteva din ideile cu care cel mai probabil urmează să venim în fața dumneavoastră peste 30 de minute, cred că. Și am să... Ce anume? Fixul acela. Mă scuzați. Deci vă spuneam că spicuiam din ceea ce își propune și am văzut aici biroul de avize și acorduri. Un lucru pe care, nu știu dacă știți, dar Galațiul are de vreo 4 ani de zile. Singura entitate, și nu o spun Musai în sensul critic, dar singura instituție care nu a dat curs acestui demers al nostru de birou unic este Agenția de Mediu Galați. În rest, absolut toate celelalte instituții fac parte din acest birou unic. Există un singur loc în primăria Galați unde se vine să se plătească toate taxele. Avem, cred că de mai bine de 3 ani de zile, dacă nu cumva 4, cred că
depunerea online sau obținerea certificatului de urbanism 100% online. Am fost prima instituție din România care am avut o astfel de platformă. Prin urmare, am înțeles digitalizarea, am înțeles în a veni în întâmpinarea nu doar a cetățenilor, dar și a investitorilor. Și pentru că am atins ideea de investitori și de investiții, o mai spun, am nu știu câta oară, și aici cred că poate că noi am făcut noi destulă publicitate și poate că ar trebui un parteneriat ceva mai consistent cu IMM-urile. Avem o schemă, cred că tot așa, de 4 sau de 5 ani de zile, de minimis, de scutirea potențialilor investitori locali și din afara zonei, care în funcție de numărul de locuri de muncă create și cuantumul investiții, pot merge până la obține o scutire de 100% pe următorii 5 ani de zile de la taxele și de impozitele locale. Din nefericire, până în momentul de față, cred că putem număra pe degete câți astfel de investitori au apelat la această schemă. Cel mai probabil din necunoașterea ei. Preț de câțiva ani de zile, știți că s-au bătut tobele, că doar unii, în mod special, obțin o astfel de descutire. Ea este, hai să spunem așa, opozabilă tuturor. Prin urmare, poate și prin intermediul dumneavoastră, și prin intermediul domnului președinte, atât domnului Sigianu, cât și domnul Filimon, poate reușim să facem cunoscute în rândurile investitorilor locali, pentru că aceștia duc greul, până când vor apărea, într-adevăr, jucătorii majori, alții decât cei pe care avem în momentul de față pe piață. Cred că fiecare dintre cei care înțeleg că e o investiție mai mare sau mai mică și doresc să investească pe raza municipiului Galați, pot obține această scutire. Am spus, în funcție, e o schemă extrem de ușoară ce poate fi urmărită pentru a vedea unde te încadrezi. Dacă vorbești de 25% preț de un an de zile sau de 100% preț de 5 ani de zile, perioada maximă pe care o poate acorda în baza legii. În rest, așa cum am început alocuțiunea mea, felicitări pentru tot ceea ce faceți și pentru modul în care îi reprezentați pe antreprenorii și investitorii din România, nu doar pe cei de naționalitate română. Și cred că un dialog constant și un parteneriat cu dumneavoastră nu poate duce decât la obține rezultate bune și soluții care să acopere nevoile atât a investitorilor pe de-o parte, dar și, de ce nu, să ne ușureze și nouă munca pe partea cealaltă a administrației publice locale. Spor la lucrări și să dea Dumnezeu că în urma acestor discuții să putem trage niște concluzii consistente pe care să le și aplicăm. Mulțumesc mult! Aș vrea să zic doar două vorbe vis-a-vis de ce a spus domnul primar. A fost o doleanță mai veche a noastră și o propunere cu acest ajutor de minimis pentru cei care investesc și creează locuri de muncă. Iată că și-a găsit rezolvarea și noi ne-am bucurat din acest punct de vedere. Este un început, noi sperăm să se lărgească paleta măsurilor care să vină în întâmpinarea investitorilor. Dar e un pas important, iar noi vreau să-l asigur pe domnul primar, pe domnul Fotea, că vom face mai mult. Domnul Jean a fost surprins plăcut de această inițiativă și vom populariza în așa fel încât să existe o eficiență și o utilizare corespunzătoare a acestui ajutor de minimis, care este extrem de importantă pentru mediul de afaceri gălățean. Rog pe domnul Sterică Fudulea, secretarul general al Consiliului Național, ne adreseze câteva cuvinte, câteva minute, după care să urmeze întrebările. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc pentru invitație.
Personal, cred că vin de 10-15 ani la evenimentul Gazda Domnul Filimon și, într-adevăr, veneam și când treceam drumurile cu Bacu, acum vin mai repede de la atunci, care în podul și noi circulăm foarte repede între noi, deci comunicăm și, bineînțeles, schimbăm informații și, de ce nu, schimbăm și business-uri sau facem business-uri între noi. Două puncte astăzi pe ordinea de zi pe care am să le prezint succint în ceea ce înseamnă primul punct este vorba de evoluția numărului de profesioniști, societăți comerciale înregistrate, matriculate și radiate în primul trimestru al anului 2024. Și aici am să vă spun că în 2024, în primul trimestru, am pierdut deja 5.899 de companii, dacă ne gândim că au fost înmatriculate 37.686 de companii și au fost radiate 43.585 de companii. Domeniile de activitate cele mai afectate în această zonă au fost cele de comerț, reparații, agricultură. Și dacă ne uităm la zonele unde s-a întâmplat acest lucru, pe primul loc e Bucureștiul, Constanța și Clujul, deci nu la Garați și nu în această zonă. Versus anul 2023, unde să știți că trendul a fost pozitiv în primele trei luni. Atunci am câștigat, am spune, 7.099 de companii, pentru că au fost înmatriculate 40.427 de companii și au fost suspendate doar 33.328 de companii. Important este din ce cauză s-a întâmplat acest lucru anul acesta și efectul este datorat în portul principal de ordonanța Trenuleț, o știți cu toții, celebra ordonanță prin care numărul de micro-întreprinderi ar fi trebuit să se diminueze, pentru că prima condiție din ordonanța Trenuleț era aceea prin care un acționar care deține peste 25% mai multe companii nu poate decât să-și aleagă o singură companie care este sub regimul fiscal de micro-întreprinderi și numai multe. Asta a fost prima condiție care a dus la aceste rearanjări în această piață. Au fost și altele, bineînțeles, că dacă ne gândim că micro-întreprinderile aveau obligativitate de punere bilanțului până la 31 martie, ca să nu-și piardă acest drept de a avea sistemul de impozitare respectiv, și ar trebui să ne gândim și la faptul că anul 2023 a fost ultimul an în care micro-întreprinderile mai puteau să-și deducă din sponsorizări, ceea ce afectează cumva activitatea structurilor asociative. Și, de ce nu, anul 2023 a fost ultimul an prin care putem să ne mai deducem ca și micro-întreprinderi cheltuiala cu aparatul fiscal. Bun, deși ne gândim că aceste lucruri, ordonanța respectivă a avut un impact negativ, cu toate acestea, trendul economic în 2024 este unul pozitiv dacă ne gândim la ce înseamnă programele de finanțare pentru mediul de afaceri care urmează să se lanseze. Și sperăm noi că vor avea un impact mult mai bun la sfârșitul anului. Ce ne dorim ca și organizație, ca și Confederație Patronală Reprezentativă este ca, într-adevăr, anul acesta să nu avem nicio modificare, să avem o consultare mai mare în zona de parteneri de dialog social reprezentativ, astfel încât să avem puncte pozitive în ceea ce înseamnă dezvoltarea mediului de afaceri. Testul IMM să fie pe buzele tuturor și, bineînțeles, aplicat de către toate instituțiile, astfel încât să vedem care este impactul modificărilor legislative în zona IMM-urilor și urgentarea celor programe de finanțare a IMM-urilor, dacă vorbim de IMM Plus, IMM Pro sau Garant Construct. Și, nu în ultimul rând, aș spune eu, reducerea fiscalității pe forța de muncă, care știm că este una foarte mare și ne afectează pe noi toți și afectează, bineînțeles, și ceea ce înseamnă păstrarea forței de muncă în rândul întreprinderilor noastre. Pe scurt, cam asta au fost informațiile despre ce înseamnă numărul de societăți de înființate și radiate. Am să vă spun câteva cuvinte și de inițiativa noastră, Biroul de Amizare și Acord Unic. Mă bucur că domnul primar ne ridica mingea la fileu. Noi atragem atenția și, într-adevăr, ne dorim să se întâmple lucrurile bune la nivel național. Și foarte bine că se întâmplă în anumite zone, dar ne dorim ca aceste exemple de bună practică să funcționeze la nivel național. Și acest birou unic chiar să se vadă efectele lui foarte repede. Ne dorim ca acest birou unic să fie înființat pe zona București și, bineînțeles, și birouri regionale, pentru că ne gândim că
dacă vreți să investim dintr-o parte în alta, trebuie să funcționăm foarte repede. E bine că se obține certificatul urbanist online. Important este în câte zile îl obținem, domnul primar, pentru că știu că termenul 30 de zile. Eu spun cât este termenul legal, se obține 30 de zile. Dacă la Galați în 3 zile e deja perfect, suntem la 10%, ceea ce e foarte bine. Dar ce facem cu restul instituțiilor unde avem termene de aproape 24 de luni? Sau... Și ați menționat dumneavoastră, nu vreau să arătăm cu degetul. Și atunci, ce investiții vrem să facem astăzi? Deși știm ce se poate întâmpla, se poate dezvolta în zonă în baza certificatului urbanist obținut în 3 zile, nu mai este la fel de viabil după 24 de luni, după ce obținem acel aviz de specialitate de la o altă instituție. Aș adăuga aici și studiile de specialitate și dosarul tehnic. Deci toate aceste, eu știu, aceste documentații nu duc decât să îngreuneze investițiile viitoare. Din această cauză atragem atenția și ne dorim acest birou unic, care vine, bineînțeles, în sprijinul investitorilor care ar dori să investească foarte repede într-o anumită zonă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog! Domnul Jeanu, la începutul acestui an, Radio România Actualități, IMM-urile au avut o mare provocare legată de implementarea facturii electronice. Ce feedback aveți până în momentul de față? Au fost prezentate deja niște, nu știu, rezultate după implementarea acestui sistem? Știu că la începutul anului vorbeați inclusiv de faptul că informatizarea ANAF merge într-un ritm foarte greu. Nu e la fel de... n-are același tempo cu implementarea unor astfel de măsuri obligații până la urmă pentru mediul de afaceri. În primul rând să știți că noi la o lună după implementarea noului cod fiscal și implicita e-factură, e-transport, e-sigiliu, am făcut o analiză asupra mediului de afaceri și am văzut care a fost impactul. Și am constatat faptul că pentru 6 din 10 IMM-uri au crescut costurile de conformare. Deci 6 din 10. Asta de fapt înseamnă două lucruri. Unu, că întreprinzătorii nu sunt foarte familiarizați și nu au cunoștințele necesare pentru a digitaliza și doi, că nu au capacitatea asimilării interne. În momentul în care să spunem, într-o micro-întreprindere ai în medie 2,7 angajați, să spun, grosomodo 3 angajați, nu poți să ții pasul cu anumite tipuri de reglementări. Deși e-factura nu e complicată, nu e deloc complicată, dar totuși vorbim de un mediu de afaceri complex. Vorbim de mediul rural, de firme mici și micro-întreprinderi care nu au avut această capacitate. Deci pentru mai mult de jumătate au crescut costurile de conformare. Și atunci pe această zonă am vorbit cu guvernul și au pus la dispoziție niște tutoriale și o aplicație foarte simplă în e-factură și am mai cerut un lucru, să nu amendăm IMM-urile atât de repede, pentru că termenul era la sfârșitul lui aprilie, acum s-a extins până la sfârșitul lui iunie, dar noi cerem până la sfârșitul anului. Tocmai, măcar pentru această categorie a micro-întreprinderilor, întreprinderile mari s-au aliniat cu totul, acolo nu mai e o problemă. Dar pentru o anumită categorie trebuie extinsă această perioadă în care nu îi amendăm. Sigur că înțelegem și guvernul. Și acum, dumneavoastră o să dați la radio, dar înțelegem și punctul lor de vedere. Ei nu pot să anunțe atât de repede modificarea acestui termen și să spună... Pe surse, așa vă spun că am căzut de acord asupra modificării acestui termen, dar deși nu pot să spună public vom modifica acest termen până la sfârșitul anului, pentru că nu se mai conformează nimeni. Și atunci o luăm pas cu pas și vedem câți se conformează, câți s-au conformat până la sfârșitul aprilie, câți se conformează până la sfârșitul iunie, dar noi în continuare vom susține acest termen de sfârșitul anului și dumneavoastră ați mai menționat un lucru. Dacă ni se cere nou, atunci să țină pasul și statul. Pentru că am înțeles de la profesioniștii contabili, de la auditori, faptul că site-ul, platforma ANAF se blochează, că intră în weekend, că se anunță pe grupuri de discuții de WhatsApp când pot să intre în platformă, noaptea, în weekend. Deci nu e normal lucrul ăsta. Cer ceva mediului de afaceri, apoi fă-ți și propriile teme.
Este și acesta unul din motivele pentru care s-au înregistrat așa o creștere mare a numărului de societăți dizolvate pe primele 3 luni ale acestui an? Nu e una din cauze. Cauza a fost principală, a fost prezentată de colegul meu, domnul Fudulea, și anume faptul că acum ai posibilitatea să deții o singură micro-întreprindere și acea legătură cu alte micro-întreprinderi sau IMM-uri pe care le deții în mai mult de 25%. Și atunci oamenii au luat această decizie din perspectiva noastră destul de drastică și la nivelul județului Galați, să știți că e o scădere. În perspectiva matriculărilor o scădere de 10%, iar din perspectiva suspendărilor 60%. Spre exemplu, creșterea la dizolvare mai mică de 11%, la radier de 32%. Și aici mesajul nostru puternic către guvern e ca în perioada următoare să susținem crearea de noi companii, programul Startup Nation și alte tipuri de programe, tocmai pentru a crea o masă în ceea ce înseamnă întreprinderile mici și mijlocii, pentru că numărul lor este în continuare scăzut. Vorbeați de inovare la nivelul micro-întreprinderilor. De ce e atât de important acest aspect până la urmă? Păi inovarea înseamnă, de fapt, mersul înainte. Felul în care inovezi înseamnă că reziști pe piață, te dezvolți și mai și reușești să mergi către export. Ori e o discrepanță uriașă din două perspective. Una, companii mari care reușesc să inoveze, că au banii, resursele umane și așa mai departe. Doi, companiile foarte, foarte mici și mai e și această competiție pe care o vrem, nu o vrem, o avem la nivel european și la nivel global. Și în alte țări, foarte, foarte multe programe de susținere pentru inovare. Poate în acest program de minimis și pentru care felicit primăria pe domnul primar, colegii noștri pentru inițiativă, punem câteva componente și legate de inovare și nu ne mai uităm atât de mult la crearea de noi locuri de muncă. Pentru că dacă ne uităm la șomaj, șomajul e foarte scăzut, nu mai ai de unde să iei oameni. Deci, de fapt, acum provocarea viitorului nu e crearea de locuri de muncă. Pe orice drum, ca să spun așa, găsești locuri de muncă, ci dezvoltarea. Dezvoltarea companiilor, companii care devin solide, care merg într-o altă etapă, cum o trecem de la micro-întreprindere la întreprindere mică, de la întreprindere mică la întreprindere mijlocie și așa mai departe. Acolo, de fapt, e marea provocare a viitorului. Mulțumesc! Dacă aș putea să completez ceva, apropo de factură, să știți că principala noastră preocupare a fost cum avem acces în CSPB și cum delimităm accesul în CSPB, pentru că știți că acolo și contabilul și cel care face factura are același acces și am cerut separarea drepturilor celor care folosesc, dar și transformarea într-o aplicație. Și aici am avut promisiunea guvernului în discuțiile pe care le-am avut că nu va exista nicio amendă până când aplicația respectivă nu va fi operațională și funcțională pentru micro-întreprinderile care o să-și facă factura direct pe aplicația Ministerului Finanțelor, astfel încât să transmită în timp real acea factură. Știți foarte bine, întreprinderile familiale sau PFA-urile veneau cu actele o dată pe an la contabil. La sfârșit, anul viitor, da. Acum avem acel termen de 5 zile. Ca să poată să fie operațional, trebuie să fie aplicația operațională și cum să poată fi o aplicație operațională, decât dacă e aplicația Ministerului Finanțelor, la care se lucrează, este deja în lucru și promisiunea Guvernului a fost că nu o să avem nicio amendă în zona respectivă până când o să fie și această aplicație gata, care vine, bineînțeles, în sprijinul tot pe surse. Domnul Amolin. Domnule Jeanu, dacă nu mă înșel, și înainte de alegerile europarlamentare, pe ce demn a plasat un astfel de memorandum? Aș ruga să ne spuneți câte din măsurile propuse la acel moment au fost avute ecou și la nivel decizional european. Iar acest memorandum, cui îl veți da mai departe? Sau care va fi mecanismul de transmitere sau propunere? Da, mulțumesc pentru întrebare. Aș menționa, dacă vreți, un lucru major. Ca urmare a memorandumului anterior, s-a creat la nivel european un program foarte complex care s-a numit Erasmus for Young Entrepreneurs. Erasmus pentru tinerii întreprinzători. Venit tot ca o idee a noastră, preluată de mai multe grupuri de europarlamentari. De altfel, la nivelul Parlamentului European s-a creat un grup de suport pentru IMM-uri. Sigur că nu ni se datorează procent total la această inițiativă, ci faptul că suntem parte dintr-o familie europeană, așa cum am spus, și reprezentăm 23 de milioane de IMM-uri la nivel european,
Pentru că, așa cum Consiliul Național IMM-urilor e confederație reprezentativă în ceea ce înseamnă dialogul social în România, așa și SME United, organizația noastră europeană, este partener social, unul dintre cei doi parteneri sociali la nivel european. Deci, faptul că facem parte dintr-o mare familie, reușim să influențăm aceste lucruri. În perioada următoare, acest memorandum va merge către toți candidații la alegerile europarlamentare. Cine va înțelege, va prelua și va susține aceste măsuri, sigur că va avea susținere din partea întreprinderilor mici și mijlocii și în perspectiva noilor mandate. Asta ține de fiecare în parte. Legat de datele Registrului Comerțului de primul trimestru. Eu le-am pe cele din Galați, cele naționale ale domnului Fulgeri. Tot acolo putem constata că matriculările de noi agenți economici a scăzut cu 6,78%. Care ar fi cauza? Asta ar fi una. Și în afară de radier și dizolvări, mai sunt și suspendări de activitate care au crescut cu 33%. Ceva nu merge în afară de cealaltă ordonanță. Dacă puteți să ne explicați. Păi ar trebui să ne uităm un pic în dinamică. Eu mă uit la un lucru foarte simplu. Diferența dintre companiile înscrise minus companiile dizolvate, radiate, suspendate. Da? Și am avut așa, acum 3 ani de zile am avut în jur un spor de aproximativ 36.000 de companii, adică vreo 160.000 create, 130.000 închise, deci 36.000. Acum 2 ani am avut 26.000, deci o scădere deja bruscă, iar anul trecut 22.000 de companii ca spor. Anul ăsta eu cred că o să avem în jur de 20.000. Și cred că, și mai ales viitorul guvern, viitorul parlament, va trebui să susțină politici de creare de noi companii. Am spus de fiecare dată. Faptul că am avut o pandemie, faptul că am avut și avem în continuare război la graniță, toată această situație globală ne-a dus ca spiritul antreprenorial să scadă. Și dacă nu susținem, dacă nu vorbim din nou de acest spirit antreprenorial, nu vom vedea o modificare. Dincolo de e-factură sau lucrurile astea se reglează și se aliniază încet, încet. Deci trebuie în continuare să avem programe și mi-aș dori să-i văd pe toți și mai ales că colegii aici de față au și funcții politice să susțină în propriul partid. PSD-ul a fost cel care a lansat Startup Nation, un program care a creat zeci de mii, sute de mii de companii pentru tineri întreprinzători. Nu s-a mai vorbit în ultima perioadă de acest lucru. Nu mai vorbim de crearea de noi companii, de felul în care susținem tinerii, studenții, etc. Nu vreau să fac aici o pledoarie, că va dura foarte mult. Mai avem o problemă pe zona de investiții străine. Studiam un recent raport privind investițiile străine la nivel european. Și se constată tocmai din cauza unor factori de care ați amintit, că investițiile străine încep să migreze spre zone mai sigure, spre Franța, Germania, și încep să fie mai expuse, să atragă mai puține investiții în țările baltice, Finlanda, România erau prezentate în acel raport. Cum se poate contracara acest? Păi, unul, și noi am constatat același lucru și de altfel în analizele pe care le-am văzut în ultima, și anume, Indexul antreprenoriatului românesc, am văzut că investițiile străine au scăzut cu aproximativ 39%, adică este undeva la un nivel de 6,5-6,8 miliarde pentru anul trecut, pentru că avem un război la graniță. Și dacă Uniunea Europeană și mai ales candidații noștri la europarlamentare, reprezentanții noștri la nivel european, nu vor înțelege că va trebui să batem cu pumnul în masă și să cerem fonduri speciale pentru investiții în această zonă, în regiunea de nord-vest, nord-est, sud-est, suntem la Galați, da? Ce? Suntem vecini cu Brăila, cu Tulcea, cu Ucraina la 15 km. Da? Ce investitor va veni și va spune, da, astăzi eu vreau să fac o fabrică de 200 de milioane în Galați sau în Brăila sau în Tulcea sau în Suceava sau în Botoșan sau Vaslui, ca să spun toată granița, da? Ați trecut în acest memorandum, o astfel de cerință? Da, este, da, da. Dar numai că noi nu am specificat, n-am făcut specific pentru România, dar pentru europarlamentarii români vom pune în mod clar această măsură. Și legat de sursele de finanțare, avem pe de o parte creditarea, care știm că este
destul de scumpă în prezent, avem și fondurile europene. Cum vi se pare accesarea fondurilor europene de către mediul de afaceri? Funcționează mai bine ca în trecut? Da, odată cu, cu descentralizarea, și aici e meritul colegilor care s-au luptat, lucrul ăsta să știți că devine din ce în ce mai simplu. Pentru că descentralizarea înseamnă că aduci fondurile aproape de oameni și aproape de cei care beneficiază. În momentul în care erau la un minister, la, eu știu, ca să dau exemplu așa la întâmplare, Ministerul Dezvoltării, și stăteau acolo dosarele pe holuri și oamenii așteptau, inclusiv autoritățile publice, locale, așteptau finanțările, nu era deloc. Deci e un pas înainte. Sincer, mi-aș fi dorit și iarăși cu ajutorul colegilor de față, poate împinge mai mult lucrurile în sensul decentralizării din ce în ce mai consistent. Eu aș fi decentralizat toate programele, dacă mă întrebați pe mine. Și programul de sănătate și celelalte programe de resurse umane, pe toate le-aș fi dus la nivelul teritoriului, pentru că vedeți ce înseamnă. Și domnul Fotea, domnul Puchean, cred că pot adăuga beneficii în acest sens. Da. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc și mergem în sală, acolo unde va avea loc conferința la ora 11.